Lishet një shka në play in kë mama Jukëm në coronavirus game. Pas vë shi voj Ka skriu Shi nëm këvëtat, gata. Mama, uitați vă shi voj. Ok, începem de aici. Deci pe pământ avem doar un infectat, în Rusia este acesta. Transmisia 7, deci începem cu oile. Ar trebui să grăbim ceva. Strategic să facem să fie mai mult, ar fi extrem de bine. Mamă. Dar uitați-vă și voi, de-ar fi așa, nu știu, uitați-vă la avioanele este cum transmit virusul într-adevăr. Deci să fiți atenți la news, că este scris, sunt știrile, când vor fi peste un milion, un miliard, bă, treaba va fi în serios. Dar acum coronavirus încă n-a fost găsit, n-a fost notat, este doar un om acolo. Și peste 10 ani va fi antidotul. Dar în rest nu va fi. De grabă. Principalul să se infecteze cât mai repede. Mama, trebuie să pun oile. Și totul va fi ok. Ok, evolved coronavirus. Ok, deci pe pământ, doar în Rusia, am doar 2 oameni, mam. Deci, următoare cred că va fi siringa, e ok. Mă, eu chiar vreau prin aer și prin apă să dezvolt, că va fi mai bine așa. Voi transmite virusul cât mai repede. Mamă, uitați-vă și voi, deja am 4 infectați și toți sunt în Rusia, deci uitați, ei aici sunt. Mamă, 5 deja sunt, hai că e bun, frate. Cred că tot voi pune pe aer, pentru că așa se vor mulțumire. De cât cred că sunt țăran, pentru că am pus prima mulțire prin oi, frate. Deci, practic, vă dați seama care sunt oile a țăranilor. Dar, totuși, avem 8 deja. Mamă. 9 persoane, 10 persoane infectate. Prin aer se transmite, mamă. 12 persoane infectate. Mamă, uitați-vă, deja știrile încep a spune totul. Deja observ că este ceva bizar la mijloc, dar nu au încă ce face. Mamă, deja sunt 19 oameni pe pământ și în Rusia la fel, adică sunt doar în Rusia. Uitați ce stau roșii. 29, mamă, ok, 30. 30 de oameni, cam, după cum vedeți în colțul dreapta, sus, aici zilele trec ca secundele, zilele trec ca secundele, deci practic cam greu să mă lipsesc. Pe zi sunt câte 4, așa, 3 aproximativ, dar văd că crește destul de repede numărul. Deja avem 100, adică, da, acum avem 100. Mamă, și toți sunt din Rusia, nu pot să cred. Principalul să reușim să-i molipsim pe toți. Dar noi pe lângă asta trebuie să-i omorâm. Deci cam e riscant treaba, dar asta e, frate. N-ai ce să faci. Poți pierde jocul numai prin faptul că noi vei omorâ pe toți și va fi leacul deja. Și va face pe toți la loc vii, dar trebuie să mor pe pământul.
Cred că așa se joacă cineva în această joacă și am o lipsit de pământ de coronavirus. Dacă ceva nu sunt primul. Mamă, deja avem 1600 de infectați, 2000 boșilor. Deci numărul crește. Și prin apă, boșilor, acum dacă apa e infectată și o beau, se infectează și ei. Deci în Algeria nu-i nimeni, Libania nu. Deci, frate, s-a mai molipsit încă o țară. Din Rusia a fost un avion în altă țară și în Germania. În Germania a fost și sunt 3 molipsiți în Germania. Yes! În sfârșit se extinde. Oh my god! Deja este unul și în China. Mamă, gata, China tot e mare. Rusia e mare. Trebuie să aleg cea mai... o țară cu extrem de multe aeropoarte, dar aici nu prea sunt aeropoarte. Deci 40.000, mamă, de infectați, încă o țară. Aici, dar unde era? Pe aici, nu? Nu? Deja sunt și se mai duc. Oh my god, în Rusia sunt 100.000. Gata, nu. Lumea cam mare deja. 13, 16. Sunt țare, sunt cam deși și trebuie. Dar trebuie și durere să le facem, pentru că altfel nu vor muri. Să facem. Da, înțeleg că tușiți, dar da, așa veți muri, nu? E cam crudă joaca, dar boșilor, asta e. Asta e. Mamă, sper doar că voi reuși totuși. Sunt încă, mamă, dar nici 1.000.000 de infectați. Ok, trebuie să fiu pe fază, să o pun în asta pe 13. 1.000.000, frate, mamă! Ok, gata, s-a început. Boșilor, 2.000.000. 2.000.000 pe tot pământ. Frate, nu te cred, câte țări deja se molipsesc. 5.000.000, frate, 5.000.000. Mamă. Următoarea șoace, 15. Uitați-vă la Rusia, 18.000.000. Mamă, uitați-vă și voi cât de roșie e Rusia. Okay. Principalul să se molipsească toți și după aia pur și simplu. Oh my god, pe aici vor fi, pe aici. Oh my god. Hai că e bun, în Greenland cel mai greu de obicei se duceau. Se duceau în Greenland. Mamă, dar... deja virusul meu se vede la... se vede pentru că sunt 130 ceva de milioane. Mamă, uitați-vă, Rusia, 140.000. Aiei, mamă, cât infectați. Mai, nu știu cum să spun, mai agresive, frate. Gata. Următoarele vor fi simptomele care le voi agrava. 3, 2, bun, bun, bun. E ok, frate. Principal deja să se răspândească extrem de repede. Că de murit deja vor muri. Deja e... oh my god.
Mamă, simptomele le voi activa pe toate, asta trebuie să fac. Mamă, ce de bine că se răspândește repede și leacă că nu se găsește. Deja nu mai sunt și de oameni sănătoși. Morți încă nu sunt. Poate veri nu e mare, după cum vedeți aici jos, dar infectivity tot nu e mare, boșilor. Trebuie să mai dezvolt și infectivitatea. În fine. Iată pe aici, nu, e zero, frate, e zero pe aici. Ok, punem și asta. Gata, frate, gata. Începe să se facă leac. Nu, nu cred. Se începea să face leacul. Asta e rău de tot. Du-te aici, du-te aici, du-te aici. Frate, un miliard! Bă, da, încercați să muriți! Ah, deja mor! Frate, deja mor! Trebuie deja să ne mobilizăm, să răspândim mai repede virusul, că deja avem un miliard. Aproape 2 miliarde, frate! Deci, practic, ar fi bine apa tot să mai infectăm, să fie cât mai... Doamne, de-aș putea face asta. 1000 de morți, 25% de 74 sunt deja infectați, asta e extrem de bine. Adică cu viața reală n-ar fi bine, dar știți că este doar un joc. Ok, de murit văd că nu mai moare lumea. S-a oprit de murit lumea, trebuie iar să aprobăm situația. Ca să nu fie chiar atât de liniște. Canada sunt puține, aici sunt... Mama, aici nu e nimeni. Mamă, nu cred. Și s-a început să se facă leac, mamă. Pe 27, mamă, nu cred. Hai, te rog, primul. Da, sunt sigur. Cât știți? Mamă, ce fain ar fi de... aici deja sunt câțiva. Super, și pe aici vor apărea. Ok, oamenii nu mai mor și asta e cam rău de tot. Mamă, ce se mai... Gata, nu mai agredez, cred că transmise, pentru că infectivity e destul de puternic deja. Deja moartea trebuie să o agravez, să moară cât mai repede. Că e cam... sunt 6% aici deja. E cam rău asta. Vedeți? Deja se încep leacurile să se facă. Iată avionul ăsta, nu cred. Asta e rău! Nu cred, e rău de tot! Și de aici se trimite. Nu! Te rog, terminați! Două miliarde de-abia! Trebuie să se mă lipsească cât mai repede. Mama, ce creepy e. Dar nu contează. Infectivity e mare, severity nu. Mamă, cum de nu e? 12. O facem pe asta. Mamă, deja 7 milioane au murit. Asta deja e bine. Da, înțeleg, frate, înțeleg că se duc oamenii, dar cam ar trebui, asta e scopul jocii. Simptome, ăsta ar fi super, severity se crește, mamă, crește, yes. Mamă, zero! În ce țări oare nu mai este?
Coronavirus încă. Adică în joc, că pe aici parcă nu... Că în realitate cred că deja în toate țările a ajuns, dar... super, sau mă lipsi. Nu, iar avionul ăsta. Ah, nu-mi place mie avionul ăsta de loc. Mamă. Nu e ok. Dar să știți că deja sunt 76% din oameni care sunt pur și simplu atrași de coronavirus. Acum trebuie să fac... Nu pasă, oricum veți muri cu toții. Că acest episod va fi așa mai trist, dar... mamă, chiar e fain, nu știu cum să vă zic. Cinci miliarde de oameni mă lipsiți. Ok, symptoms. Ah, era una, iată asta. Minus 15 SV. Crește, mamă, ce mă bucur. Da, mă, te cred. Dar nu-mi plac mie avioanele astea care se ajută și... Mă, ce nu-mi place. Asta, fă-o totul să se distrugă. 800 de milioane, doar. Dar ce se întâmplă? A, deja vin morții, ok. Ok, e ok. Dar totuși trebuie să crească și transmisia cu ceva. Pentru că observ că nu mai ajută. Adică sunt acolo niște oameni care nu știu de ce nu se mai molipsesc. Adică sunt 18%. Ok, symptoms. Facem simptomele mai grave decât erau. Severity. Infectivity e aproape la maxim. Deci practic nu avem nevoie de așa ceva. Ce, mă? În Canada sunt așa puțin infectați? Mamă, nu, simptomele grave de tot, bă, cât mai grave posibil. World 17%, mă, dar de ce nu se mai infectează? Nu înțeleg nimic. Mă, ceva nu merge. Infectivity e la maxim. Orice așa greda, va fi la maxim. Ok. Boyfriends, cred că voi upgrade-a ceva care... E ok, 3 miliarde deja au murit boșilor, încă 5% și mor toți. Mamă, deci haideți să upgrade-am această chestie. Aici de-abia acum au apărut, nu cred, mă. Deci vedeți că s-au oprit avioanele tot, deci numai astea cu cu asta care salvează poțiunea, dar ce poțiune folosesc, mă? Da, te cred, dar nu e ok, ar trebui să moară. Nu cred, nu mai sunt mulți infectați, mă. De morți. Mamă, câți oameni morți. Deci mor câți mai mulți. Simptomele sunt extrem de grave. Sunt extrem de severe, pur și simplu. Deci deja este clar că 7 milioane de 6 miliarde de oameni vor dispărea de pe planetă. Și se va găsi, cred că, și leac. Dar văd că mor toți deja și leac nu va mai trebui. Pentru că deja vor muri toții.
toți vor muri. Mamă, 10% din oameni normali au rămas. Și gen, nu mai au ce face. Au rămas foarte puține milioane. Deja avem 6 miliarde de oameni morți. Vă dați seama? E extrem de puțin. Deci Canada are cât mai puțin, are foarte multe morți. Cât de puțini oameni au rămas pe pământ? Pe pământ, oh my god, pe pământ au rămas numai 700 de milioane de oameni. Și 600 de mii au murit și încă 8 milioane sunt pur și simplu purtători de coronavirus. Deci, practic, vor muri înainte ca să mai fie salvați. Mamă. După a fi 99 și 100. Gata. Gata, coronavirusul a fi oprit. Antidotul este. Și acum, oricum am omorât mai mult de jumate de pământ, deci practic n-am ce zice. Dar severitatea era maximă și infectivitatea era maximă. Deci practic nu avea ce să mai fie. Și acum infectații se duc și mai mor oameni. În Rusia nu este niciun infectat. Pe pământ sunt 14 infectați, 0 infectați. Gata. Ok, dragi prieteni, acesta a fost și episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like, un share și să vă și abonați la canalul meu de YouTube. Cu voi a fost Ion Livili. Pe data viitoare!